luminoasă are loc în Liga a treia și IM pentru meciurile din toamnă. Refrenurile pe ritmuri de manele vor răsuna micuța comună de lângă Târgoviște de la sfârșitul lunii august. Fotbaliștii lui Remus Gâlmencea se prezintă miercuri seară la stadion pentru primul antrenament de după barajul cu Unirea Bascov. Remus, cu ce gânduri începe fecea noastră pregătirile? Cu gânduri, în primul rând, să formăm o echipă competitivă pentru Liga a treia și să nu dezamăgim oamenii din anii noastră. Când e reunirea? Reunirea am programat-o, cred că cel mai probabil mâine, dacă nu poi mine, seara la ora 19. Se schimbă un pic programul acum pentru Liga 3, mai multe antrenamente, mai altfel, cum o să faceți? Da, ceva normal, trebuie să fim mult mai pregătiți, trebuie să fim mult mai atenți cu viața noastră, adică să fie ei mult mai atenți cu viața lor personală și sunt mult mai multe cerințe. Fecea Ninoasa va beneficia de un buget consistent pentru Liga 3, 6 miliarde de lei vechi, buget asigurat în proporție covârșitoare de către autoritățile locale.